Începutul acestui eveniment, cât de importantă este și susținerea locală sau autorităților locale. Îl invit în continuare pe domnul primar al orașului Pantelimon, care a devenit, de fapt, primăria acestui oraș, a devenit partener al Federației Române de Canotaj. De altfel, un proiect ambițios, domnule primar, prima pistă olimpică de canotaj din România și va fi amenajată în viitorul apropiat, Doamne ajută să fie așa, pe lacul Pantelimon, să găzduim și noi aici în România competiții, să fim și mai mândri, că acum suntem foarte mândri de canotaj, dar să fim la nivelul următor, next level. Câteva cuvinte și da, un premiu și pentru dumneavoastră că faceți un efort și e foarte bine. Toată lumea vorbește de mândrie și de bucurie și noi la fel suntem mândri și bucuroși. Mândri că am intrat în familia canotajului românesc, am emoții ca toată lumea, nu plâng, stați liniștiți, și bucuroși că am putut pune, sau că putem să punem umărul la dezvoltarea canotajului, sportului, ce înseamnă, acestui sport ce înseamnă canotaj în România. Am intrat într-un parteneriat pe care o să-l ducem pe viață, să spunem așa. Lacul nostru le aparține. În istorie s-a mai practicat canotaj pe lacul nostru, dar a fost o perioadă de pauză, să spunem așa, și uitați că am început din nou și cu siguranță vom face performanță pe acest lac și în acest parteneriat. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Marian Ivan, pentru susținere. Mulțumim vă tare mulțumim mult pentru prezență. Mulțumim tot pe raza orașului Pantelimon. Se regăsește acea bijuterie de lac unde și eu și mulți colegi de aici din sală am concurat pe acest lac, deci se pretează, este nevoie, dar cel mai important și mai important lucru este că am găsit înțelegere și sprijin și fiecare din în frunte cu domnul primar, domnul viceprimar, unesc forțele împreună cu noi, pentru că acest drum nu este ușor, este un drum foarte greu. Dar faptul că a licărit această speranță, ne-am agățat de ea și cu siguranță că nu mai o scăpăm din mână. Vă mulțumesc, domnule primar, și întregului Consiliu Local al Primăriei orașului Pantelimon. Nu plecați, domnule primar, pentru că aș vrea să le chem pe Simona Radiș și Ancuța Bodnar pentru a primi și ele un premiu în cadrul acestui eveniment. Spun doar atât că sunt campioane olimpice la Tokyo 2020, cred că deja știe asta toată lumea, duble campioane europene în 2022, atât la dublu vâsle feminin, 8 plus 1 feminin, dar și campioane mondiale anul acesta la dublu vâsle feminin. Ancuța, deja am menționat la început și am văzut și în film că ai devenit campioană mondială în ziua în care ai împlinit 24 de ani și spuneai ce emoție, s-a văzut de fapt cât de fericită era, iar Simona a câștigat două medalii de aur în mai puțin de o oră, iarăși performanțe atât de frumoase, performanțe istorice, fetelor, felicitări! Vă rog câteva cuvinte să ne spuneți și, să ne spuneți și voi. Vă ținem noi premiile, eventual, până când terminați scurtul discurs. Hai, Ancuța, Simona, cine începe? Simona și mai apoi Noi Ancuța. De obicei vorbim amândouă. Împreună? Atunci, haideți, să păstrați tradiția, ca să nu fie ceva nou. O să încep cu mulțumiri și nu o să mă grăbesc, fiindcă nu vreau să omit pe nimeni. Mulțumim Ministerului Sportului, mulțumim Comitetului Olimpic Sportiv, mulțumim Federației Române de Canotaj în frunte cu doamna Elisabeta Lipă și întreaga echipă din spatele dumneaei. Mulțumim cluburilor de unde eu și Ancuța venim, cluburi la care noi activăm și anume Steaua și Dinamo. Mulțumim antrenorilor noștri, staffului și întregului colectiv, fiindcă fără ei noi nu putem să aducem acasă aceste rezultate. Mulțumim, doamna Valeria, fiindcă vă zbateți și încercați să ne fiți alături în atât de multe moduri. Mulțumim, Cristian, fiindcă ai grijă ca fiecare eveniment și rezultat al nostru să fie văzut și să fie arătat lumii.
Mulțumesc colegilor mei și doresc să spun că se vede o evoluție continuă la noi și sunt convinsă că următorii ani vor fi din ce în ce mai strălucitori și va trebui într-adevăr să găsim o sală mai mare și sunt sigură că așteptările vor fi cu mult depășite. Iar despre acest an o voi lăsa pe Ancuța să vorbească, fiindcă a fost foarte frumos, dar și greu în același timp, iar fiecare esență de după fiecare competiție rămâne întipărită în sufletul nostru și o numim experiență pentru ceea ce va urma. Bună ziua! Chiar dacă Simona a fost cu felicitările, vreau să mulțumesc și eu tuturor, dar în special Simonei, pentru că din 2019 formăm această frumoasă echipă, spun eu de nebătut. Vreau să vă spun că a fost un an extraordinar pentru noi, un an foarte bun, un an în care ne-am completat palmaresul, dar nu ne oprim aici, pentru că avem noi țeluri spre care tindem. Să spunem că da, dar este foarte greu, suntem conștienți de acest lucru. Noi vom munci în continuare, ne vom dori la fel de mult, iar dacă așa va vrea Dumnezeu, așa va fi. Mulțumim frumos! Felicitări, felicitări fetelor! Haideți o scurtă fotografie ca să continuăm mai apoi, pentru că mai sunt câteva lucruri de premiat și să nu le răpim din bucurie și celor care urmează. Felicitări încă o dată, sunteți minunate ca de obicei. Doamna Lipă, pentru că, iată, spuneau fetele aici de cluburi și de importanța cluburilor și le mulțumeau cluburilor, vă rog să mă ajutați să-i premiem în continuare pe cei de la